Irresponsabilitatea și destinia distruse. Patru copii ai unui cuplu dintr-un sat din raionul Glodeni cresc în condiții greu de imaginat. Sunt ținuți flămânzi în frig și mizerie. Imagini revoltătoare au apărut recent pe internet. Uite ce e în casa asta, ce mănâncă copiii ăștia, ca sticluța cu vinișor, o ai aici și anâș ai terminat-o. Din imaginile care ar fi fost filmate de o rudă acum 3 săptămâni, se vede în ce condiții jalnice cresc cei 4 frați. Frigiderul murdar este gol. În clip, o persoană apropiată familiei o ceartă pe mama copiilor pentru că nu are grijă de ei și de gospodărie. Unul dintre minori asistă la această scenă speriat, pitit într-un colț. Pe fundal se aude cum cineva sfărâie, cel mai probabil este concubinul femeii. Cum poți să trăiești în halul ăsta? Ana, la tine! N-am nevastă la tine! Ce mai vrei? Am mers în acea localitate ca să vedem cum trăiește familia. Primarul satului a fost sunat preventiv pentru a ne oferi mai multe detalii. Coincidență sau nu, dar în casă am găsit ordine. Mama copiilor spune că imaginile care au apărut pe internet au fost filmate acum 2 ani și recunoaște că atunci a avut probleme cu alcoolul, dar nu și acum. Imagine și alea, mi-a spus așa din spărere mie, că erați alea când stai pe prieta. Acolo noi cu vecina, o făzuală vecină. Femeia spune că acum are grijă de copii și de casă. Este urez cu ușor, iau așa ca produs alimentar, mai avem macaroane, greci, cașuri de astea, ceai dimineața, cărniță, când îl primim, îl cumpărăm și... Pe lângă indemnizațiile pentru copii, familia beneficiază de alocație socială și de ajutor în perioada rece anului. În lunile de iarnă, veniturile familiei se ridică la 3.800 de lei. Primarul și asistenta socială din localitate spun că merg des să viziteze familia. Ultima discuție chiar a fost, aș spune, dură, a fost avertizată, adică încă o încălcare de acest gen. Pornim procedura de a înstrăina de astea. Dar, sincer să fiu, nu văd că e cea mai bună cale, adică mai bine să luptăm ca copiii să fie în familie. Acum femeia se jură că e gata să se schimbe de dragul copiilor. Nu ne-aș închipui viața pe dedanșă. În spatele acestui tablou sinistru se află o poveste tristă. Mama copiilor a crescut într-un orfelinat, iar la 17 ani a născut primul copil. Acum, la 27 de ani, are 4 copii și l-așteaptă pe al 5-lea. Când am întâlnit-o, femeia avea ochii vineți. Ne-a spus că s-a lovit cu o creangă. Întrebată dacă o bate concubinul, a lăsat să se înțeleagă că atât ea cât și copiii sunt victime ale violenței domestice. În timp ce unii localnici îi critică pe cei 2 soți, alții, dimpotrivă, spun că aceștia își iubesc copiii. Lumea ajută, primăria o cheamă, o ajută, n-ai pșini. De băuțuri, parcă n-am văzut așa să bie. Dar e mamă bună, așa și... Păi și, parcă nu sare la mine la sfadă, nu sare, nu-i bucucașă, nu-i nică. Autoritățile locale susțin că vor monitoriza această familie în continuare.